Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu un moment în care vreau să împărtășesc cu voi niște idei foarte interesante pe care în principiu le știam, dar le redescoper din perspectiva unui mare, mar Mihail Ivanhoff. Este unul din volumele pe care nu le aveam despre destăinurile focului și ale apei. E o carte pe care mi-am dorit-o și ea că a venit, acum a venit, a, cu de o săptămână am găsit-o într-un târg de vechituri. Ce surpriză! Așadar, mai vizitați și târgurile de vechituri, că nu știți ce găsiți și am mai găsit niște că superbe, superbe. Cartea... Vreau să o citesc pentru cei care nu aveți timp să o citiți. Pentru că știu că unii aveți multe treburi de făcut, alergați de colo-colo și sper, totuși, curiozitatea voastră să fie hrănită prin această lectură. Am mai încercat eu niște lecturi mai cu câțiva ani, dar, hmm, din niște motive, am întrerupt acest proiect. Îl continui tot cu domnul Ivanhove Și în această în această registrare, Aș vrea să, să vă citesc câteva gânduri considerente de ale domnului. Domnului Omar Mihail Ivanhoff. Capitolul se numește Apa, civilizația, dar vă asigur că este mult mai profund. Nu facem o istorie a culturii umane, ci o descoperire a elementului apă pe care îl folosim, îl știți bine din prezentările de tarot, dintr-o altă perspectivă. Așadar, ascultați! Ce reprezintă o civilizație? Produsul apei. Da, priviți unde și-au instalat oamenii locuințele, încă de la origini, pe malul apei. Uneori la malul mării, dar cel mai ades pe marginea lacurilor, a râurilor, a fluviilor. De ce? Este simplu. Un izvor sășnește din munte. Apa coboară croindu-și drum prin mijlocul stâncilor. Mușchiul, iarba și florile încep să crească la trecerea ei. Săpându-și puțin câte puțin albia și cu ajutorul micilor pârâuri ce îi se alătură, el devine un râu mărginit de copaci și o întreagă lume de pești, de insecte, de păsări, de mici animale, încep să mișune în apele și pe malurile sale. În sfârșit, el ajunge în câmpie și oamenii, atrași încet încet de această viață pe care o observă, consideră că există condiții favorabile pentru ei și se decid să se instaleze. Înțelegeți acum? Inclusiv voi, dragii mei ascultători, este suficient ca apa să curgă și vegetația apare. Animalele vin, oamenii se așează. Repet, este suficient ca apa să curgă. Și completez și eu, este suficient ca emoțiile să curgă, să existe și să fie împărtășite. Continui imediat. Pentru că am senzația, nu sunt aproape sigură, că această lectură este pentru câteva persoane cel puțin. Imaginați-vă că cineva spune, iată, vom instala aici păsări, acolo câțiva pomi, fructiferi, dincolo o școală, etc. Fără a se gândi în prealabil la apă. Ei bine, păsările nu vor rămâne, pomii se vor usca și școala va trebui închisă. Evident această apă despre care vorbim are o semnificație simbolică. Această apă reprezintă iubirea. Apa, viața, iubirea sunt același lucru. Planurile sunt diferite, dar realitatea este aceeași. Atât timp cât nu există iubire, apare deșertul. Și nimeni nu dorește să se instaleze în deșert. Noi străbatem deșertul. Nu ne instalăm aici. Continuăm până găsim o picătură de apă. Da, o oază. Din păcate, atunci când doresc să construiască ceva, majoritatea oamenilor nu se gândesc la apă. La iubire. Nu cred că iubirea este necesară. Ei se bazează numai pe organizare. Tipic? Saturn. Da? În această situație, ei stabilesc programe redactează statute, construiesc clădiri, străzi, instalează acolo persoane, cărora le atribuie anumite funcții. Este minunat. Dar acesta este un deșert. Iar eu vă pot asigura că nu există prea mulți candidați care să dorească să rămână într-un deșert, oricât ar fi acesta de bine organizat. Nimic nu funcționează atâta vreme cât nu există viață ce reprezintă adevăratul motor al lucrurilor. Dar de îndată ce apare viața, iubirea, chiar dacă nu este nimic organizat, totul se rânduiește, totul se așează de la sine, exact cum vegetația, sau mai bine zis, crește de la sine. Exact cum vegetația, animalele și oamenii doresc să se stabilească la marginea unui curs de apă. Iată ce am știut dintotdeauna. De aceea, eu nu m-am ocupat niciodată de organizare. Eu am lăsat apa să curgă. În paranteză. Emoțiile să curgă. Iubirea să funcționeze. Și astfel, încet, încet, fraternitatea s-a născut și s-a dezvoltat. Și voi, la rândul vostru, lăsați mai întâi apa să curgă. Se întâmplă ca unii să mi se plângă, spune domnul Ivanhoe. Nu știu ce mi se întâmplă. Mă simt secătuit, obosit, obosită. Mi-am pierdut gustul, toate inspirațiile m-au părăsit. N-am chef de viață. Mine să stau și să dorm și să nu fac nimic. Eu îl privesc și văd că el chiar nu înțelege de ce se află într-o asemenea stare janică. Atunci îi explic. Iată, ești în asemenea stare pentru că ai oprit izvorul. Care izvor, domnule? N-am oprit nimic. Ba da, ai oprit izvorul interior. Și cum apa nu mai curge, iarba și florile s-au uscat, păsările au plecat și oamenii nu mai vin să viziteze un loc atât de gol și trist. Iarba, florile, păsările sunt sentimentele, gândurile, emoțiile cu formele lor, cu culorile lor, cu parfumurile lor, cu cântecele lor. După cum vedeți, această lectură, într-adevăr, este pentru câțiva dintre voi. Sub pretextul că ai avut câteva decepții și supărări, te închis și îți pierzi iubirea, entuziasmul. Ei bine, nu este inteligent. Integrăm și un pic de aer. Căci acest lucru nu schimbă nimic din evenimentele care te supără și te mai privești singur de ceva. Deci, un dublu inconvenient. Dacă ar fi să analizăm, doar logic. Oricare ar fi inconvenientele, supărările, lăsați zvorul să curgă și veți deveni mai bogați. Da, mai bogați în tot felul de prezențe care vor veni să înfrumusețeze viața. Dacă sunteți în deșert, nu vă plândeți. Nu vă mai voi căriți. Voi ați ajuns acolo. Nu v-a adus Nimeni altcineva. Dar, veți spune voi, sunt în această stare din cauza unuia sau alteia care m-a înșelat, m-a trădat, mi-a vorbit urât, a încercat să mă pună jos. Nu sunt eu acela care a făcut aceste lucruri, ba da. Voi gândiți greșit. Nimeni nu vă forțează să fiți în această stare. Nimeni. Unii oameni au dorit să vă distrugă. Asta este clar dar nu sunteți obligați să suportați în mod pasiv răutățile lor și în plus să mai adăugați la acest inconvenient și nefericirea de a vă simți secătuiți. Vedeți voi? Este un raționament prost. Dacă nu redresați situația, dacă părăsiți astfel speranța, iubirea, credința, sunteți morți, golemi adaug eu, trupuri fără suflete. Înainte chiar de a muri, moartea deja s-a instalat. Vorul vostru nu trebuie să înceteze niciodată să curgă. Da, dar se va abuza întotdeauna de mine, mă vor înșela, mă vor jigni. Ei bine, este mai bine să fi puțin înșelat și jignit Acestea constituind niște pierderi mici, în timp ce, dacă lăsați să sece izvorul din voi, veți pierde totul. Așadar, ce alegeți? Să fure câte unul, altul, alta, din acest izvor, sau să secătuieți voi? Evident, este de dorit să știți, să îl orientați să-l canalizați, să nu lăsați să curgă la întâmplare în orice grădină. A lăsa să curgă nu înseamnă că vă este interzis să-l protejați. Eu nu v-am spus niciodată că trebuie să distribuiți bogățile inimii și sufletului vostru oricui, fără niciun discernământ. Eu vă previn numai că atitudinea ce constă în a te închide sub pretextul că ai fost uneori decepționat de oameni, este foarte prejudiciabilă pentru fericirea voastră. Da, eu vorbesc pentru fericirea voastră. Din păcate, voi sunteți aceia care nu știți ce trebuie să faceți pentru a fi fericiți. Atunci, de acum înainte, meditați mai des asupra acestei imagini a apei care curge și încercați să înțelegeți toate binefacerile pe care această apă vi le poate aduce, pe care iubirea vi le poate aduce, pe care Iubirea de voi înși vă, adaug, vi le poate aduce. Deocamdată cam atât. Sper că v-a plăcut. Pentru unii sunt convinsă că este, că a fost, că este și va fi de folos în această lectură și promit că voi continua din această carte foarte faină, foarte importantă, dar voi continua cu primul capitol.